problema. Bine, următorul la probă, Butterfingers. Mingea aia cred că avea ulei sau ceva pe ea. Era foarte alunecoasă. Bine. Amice, cât pe ce? Stop. Butterfingers, vreau să te felicit. Să mă felicitați? Serios? De ce? Felicitări pentru că ai păstrat tradiția vie. 4 ani la rând nu ai reușit să intri în echipa de basket. Ha! Oh, stai, poate că nu e atât de amuzant pentru tine. Pentru mine e amuzant, pentru tine nu. Deși apreciez modalitatea dumneavoastră de a anunța veștile proaste, trebuie să recunosc că mi-este greu să accept. Oh, amice, aș vrea să-l putem ajuta. Ce-am luat înainte, Lola? Amice, nu mă pricep la nimic. La nimic? Nu mă pricep nici la gramatică. Înveselește-te, Butterfingers. Încă nu ai găsit ceva pentru tine. Un talent. Am nevoie de un talent. Talentul lui. Bine, fiecare are un talent. Știi? Ceva la care se pricepe, ceva care îl definește. Ha, 2 puncte. Ca Sherwood. El are propria săritură învârtită. Alonso se dă cu skateboardul. Cât despre Manetti? Mi-e frică de înălțime. El își jonglează cu colegii. Fiecare are un talent. Al tău care e? Eu nu am unul. Îmi place să am mai multe opțiuni, înțelegi? Dar lucrul căruia îi sunt dedicat este... să mă lupt cu nedreptatea. Să îi ajut pe mititeii din locul de joacă să spună crudul adevăr. Înțelegi tu? Chestii de genul. Eu sunt un mititel? Normal că ești. Și te vom ajuta să-ți găsești talentul. Dar nu va fi ușor. Butterfingers e un neîndemânatic. Știi că sunt aici. Păi, nu e ping-pongul. Au, crampă, am plecat. Nici karate. Hei, îmi iese. Căzutul e un talent? Poate ar trebui să abordăm o altă metodă. Am apelat la niște cunoștințe și ți-am găsit un loc în clubul de regizori ai școlii. Wow, Butterfingers! Am auzit că ai multă experiență în a regiza. Chiar am? Ce le-ai spus? Nu e important. De fapt, mereu am vrut să regizez. Mereu am avut ochi. Nu mai vorbi. Bine. Da, multă experiență. După cum sunt sigur că știi, asta este o cameră video 3.0 HD. Normal, camera 3.0, o iubesc. Mai de mult am folosit-o într-o filmare în Africa. Dar e nouă. Și ai dreptate. Acum, mititica asta e cea mai bună. Wow. Vai, scuze. Stai, lasă-mă să... Sticla de apă, televizorul! Oh, Butterfingers, iar a căzut curentul. Butterfingers o face lată. Veniți să vedeți. Bine, poate că nu ești făcut să stai în spatele camerei. Trebuie să fii în fața ei. Ți-am aranjat o probă la clubul de teatru. Am un sentiment bun legat de asta. Nu pot să vorbesc în fața unui public. Am trag de scenă. Vei fi bine. Humina. Mice, nu cred că lucrurile astea sunt făcute... Știi tu, pentru mine. Așa-i. Îți susții foarte bine cazul, Butterfingers. Și știi ce? Asta ar trebui să faci în continuare. Ce vrei să spui? Ți-am găsit un loc în echipa de dezbatere a școlii. Nu a fost ușor. Chiar crezi că pot face asta? Drăguț, Butterfingers, îmi plac întrebările retorice. Poți să-ți expui punctul de vedere și să-ți bulversezi adversarul în același timp. Ai un talent născut. Subiectul pe care îl dezbatem? Uniformele școlare. Alegeți partea și dezbate. Sunt Tracy și aprob uniformele școlare. Cred că e o mare ofensă faptul că oamenii încearcă să țină pasul cu această modă cumplită. Care era subiectul? Și din acel moment a devenit cumplit. Clubul Glee. Echipa majorete. Nu te teme, Butter! Îți vom găsi
ceva, îți promit. Da, poate că lucrurile obișnuite nu sunt în stilul Butterfingers. Deci, mă gândeam că din moment ce tu nu ești un tip obișnuit, ar trebui să găsim ceva. Lasă baltă! Nu mai vreau să-mi găsesc talentul. Butterfingers, stai! Oh, amice, nu pot nici să lovesc o conservă. Ce faceți voi aici? Asta a fost? Asta e talentul tău! Cum de nu am știut niciodată de talentul ăsta? Nu am mai văzut box de asta înainte și nu am mai auzit până acum cântecul ăsta și nici nu am dansat pe el. Și ce? Ești un dansator aiurit, dar minunat! Trebuie să-l arăți tuturor! Nu aș putea dansa în fața altor oameni. Mi-ați văzut deja tracul de scenă. Trebuie să recunosc că acest cântec mă duce într-un loc special. Bine atunci, pentru ca Butter Dance-ul să devină oficial un talent, trebuie să-i aducem pe toți să-l vadă. Cine vine la o super petrecere? Cu băieți, la petrecere! Cine e liber să petreacă diseara? Vrei să fii la o petrecere? Vii la petrecerea mea? Petrecere, la petrecerea mea? Petrecere? Sunt invitat? Eu nu sunt niciodată invitat. Ei, diseara ești, amice? Diseara petrecem! Codroșu! Ce-i asta? Poftim? Nu sunt invitată la asta! Bine ai venit, amice! Sper că porți pantofii de dans! Ei bine, știu că nu sunt bun la multe lucruri. Majoritatea lucrurilor! Da, dar pot să văd clar ce puneți la cale. Dar nu mă veți putea convinge să dansez în fața tuturor. Mai vedem noi! Am fost invitată la petrecere? Păi, Tracy, asta e o petrecere de dans pentru copii care doresc să se relaxeze și să danseze, sau nu, sau altceva? Sugerez că eu nu mă pot relaxa? Da, așa-i! Vai, tocmai ai spus asta cu voce tare? Sunt o dansatoră minunată! Dovedește-o! Cum? Dansează! Singură? Ce zici? Să faci o competiție cu oricine de aici. Dacă îmi vinci, poți să stai. O, voi câștiga. Atunci alege pe cineva și să vedem cum te miști, Tracy. O să vezi tu. Bine. Va fi minunat. Alege odată pe cineva. Care dintre voi caragioșilor va plânge? E planul perfect. Tracy va alege pe cineva pe care îl consideră nepriceput. Și va fi o victorie ușoară. Aproape prea ușoară. Așa va crede ea. Nu, nu pe ei. Oh, nu! Tu? Eu? Nu tu! Copilul pitit în spatele tău! Butterfingers! Bingo! Concurs! 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 Te pricepi! Butterfingers nu se mișcă! Cred că s-a blocat! Oh, da! Oh! Angelo, trebuie să faci ceva! Ce face? Și câștigătorul e... Tracy! Ce s-a întâmplat cu el? Wow!
tipul ăsta se pricepe. Dansează cum n-am mai făcut-o până acum. Ah, Tracy, mulțumesc mult pentru ajutor. A fost un mare câștig pentru Butterfingers. Un pas înainte spre a deveni un... Nu-mi place petrecerea ta! Nu-mi place casa ta! Ei bine, Lola, se pare că Butterfingers a ieșit din carapace și și-a găsit talentul. Nu mulțumim de nouă! Ăsta e talentul nostru! Ce este asta? Este un desen animat?